Bună ziua! Ce faceți? Emoții? Pentru etapa de azi, emoții, emoții? Cum stați cu tensiunea? Câți porumbei aveți în final? 6 din 6. Cu domnul Neghiu. 6 din 6? Da. Păi n-ați pierdut nici măcar, nu așa, ce zic colegi? N-am pierdut, dar vin la centru, nu se știe acolo ce se întâmplă. Da. Așa e, deci au avut un parcurs mediu, așa să zic, avem nu? Avem emoții, dar nu prea. S-ar putea să vină tot la centru și atunci n-am câștigat nimic. Sunt, da, asta așa e. Sunt erudiți ca și familii? Aproximativ. Da, ți-a dus din perechi verificate, bănuiesc, nu? Din perechi. Da, da, am băgat porumbe de maraton, de... Bine, dacă e o etapă dificilă și grea, un 450 de km se poate transforma într-una exact, de... Exact, se poate, orice de e posibil. De 600, da. Oricare de ce poate fi câștigător. Așa e, da. În condițiile sunt mai... Exact. Bravo. Dacă câștigați un loc frumos, îmi promiteți că mai facem o vorbire despre porumbei? Facem ca orice ori. Și dacă, și dacă. Și dacă, și dacă, da? Baftă multă vă doresc atunci. Vă mulțumesc mult. Toate cele bune. Multe fericire. Te stimă. Ia să-mi spuneți, bună ziua! Cine de la masa asta pleacă cu locul 1 aici? Domnul Stoicescu, domnul Băgiu sau fiecare, colegul? Fiecare își dorește, nu? El are 5, poate să plece și cu locul 5. E bun. 1, 2, 3, 4, 5. Eu am zis că tu nu plec cu locul 1. Da, așa. Locul 2 n-am cum să fie. Eu am 2. Merg cu locul 2. Deci 1 și 2 ocupat, dar nu e la 7 sunt. Și el îl ia pe rând. Iulica, dar fii atent o treabă. Anul trecut știi că l-ai cântat înainte să vină. Anul ăsta a fost restricție, nu ne putem permite să atragem autoritățile. Nici după gardă, așa, dacă ne cântai, nu mergea? Facem cu altă ocazie, amânăm pentru o săptămână mai târziu. De ce? Că tu ești un columbofil așa, care emană o energie pozitivă, știe să întrețină atmosfera și... Încercăm, putem, dar anul ăsta e mai așa, mai... Așa, mai cu restricții. Mai cu restricții. Așa e. Stăm un pic în banca noastră. Corect. Măcar să ne bucurăm de spectacol. Așa. Doamne, ce mai este? Ce mai vă la Azuga pe acolo? 406. E criză cu porumbei? Ați rămas în continuare să-ți furați pe munte, nu? Eu, da. Eu cu trei copii. Restul s-a prăștia. La Ucraina, la Olii, pe Bulgaria. S-a făcut praf și pe partea. Păi eu acum ești și au zis, dar e greu să zbor la Azuga pe Bulgaria. Nu e greu? E greu și aici, că la viteză vă bădă. Dau din aia de jumate, jumate. Da, dar sunteți un zburător bun pe Colombodrame. Din câte știu eu, cu state vechi, așa. Cel puțin 10 ani de zbor. Încercăm, că în final tot pe Colombodrame. Deci, la Rumi, 1600-1700. La Rumi, 14 km. Nu mai de la Matca. Zici că ai zburat. Trebuie să mai trec pe la Azuga să văd ce noutăți mai aveți pe acolo. De ce ai făcut acolo? Poate trec în toamna. Toate cele bune. Baftă multă! Mulțumim! Să fie, da? Să-i dați seama. Vă salut, i-am dat drumul acum, gata. Foarte bine. Ce faceți? Ce să facem? Cum stați aici? Am înțeles că bine. Bine, bine. Colegii vă recomandă ca un crescător serios. Mincinoși. Cu colegii, mincinoși. Cu investiții pe măsură, cu păsări de calitate. E adevărat? E adevărat. Păi atunci. Mă aud de nevastă, dar mă omoar. Are o mică problemă, are ceva probleme psihice. Da. Oh, colegii glumesc, uite, vezi, dacă nu... Demonstrează-le că se înșală. Păi, da. Și scoate niște rezultate bune. Am înțeles că ai rezultate bune și în campionat și pe Colombodrame, nu? Pe Colombodrame, nu. Deocamdată e primul an când zbor sau nu? Primul an pe Colombodrame. Și? Aici câți mai ai acum? 2. Din câți? Dintr-o echipă? Din 6. Bun. Și ce ți-a rămas? Ca și origini? Păsările pe care marșai cu la început, să zic? Ivan, din Ivan. Da. Cristi Șerpa. Pe la domn Cristi, nu? Da, știi că... S-au mai sculetă un pic, așa. Cum s-au mișcat până acum? Ești mulțumit de cum au venit? La etapele intermediare? Hotspot 1 și Hotspot 2, da, au venit în față. Restul... Păi am înțeles că au luat o pauză. Au luat o pauză, să sperăm. Și acolo, la final, ar vrea să plece cu banii la Băicoi, nu? Așa ar. Așa vrea toată lumea, da. Toți banii mai la Prahova? Păi da. Nu mai lăsați nimic și în alte județe? Mai lăsăm și în județe. Pe la cazări, pe la...
Colegii, aici nu masă numai de Columbofil din Băicoi? Numai Columbofil din Băicoi, numai campion de la Băicoi. Bogdan, cine mai e acolo alături? Povescu Vasile. Domnul Povescu, ce faceți, domnul Povescu? Încrezător pentru astăzi? Aveți ceva aici? A? Aveți, nu? Ziua că ești refacere. Porumbăi de Columbodrame? Sau... Zburător, zburător de Columbodrame, vi-l părăs eu. Da, spuneți, spuneți, dacă nu... Vi-l părăs eu. Vă că e mai, așa, mai zgârcit în cuvinte. Mai, nu mai timiz la primele interviuri, așa, după 2-3 ani de zile, vă spun eu. În forță. Să vină porumbii. Da. Când mergem la voi că să filmăm acolo? Am înțeles că aveți posteri de calitate. Nu prea stați așa de ele, nu? Investițiile sunt mari, investițiile sunt mari, timpul pe măsură, spun eu, așa așteptăm rezultatele. Și-a băut ăsta. Așteptăm rezultatele. De ce, mă? Nu, de ce, că e bine, uite, vă face o imagine pozitivă. Ai făcut paramixul? Baftă la concurenții, cine mai bun să câștigi. Corect. Baftă multă.